Producția de semiconductori este în continuare mică față de necesități. Sunt afectați mai ales producătorii de mașini, de calculatoare și telefoane smart. În România, criza de chipuri e resimțită, în special în industria auto. Soluții există, dar nu sunt simple. Avem detalii la Elaic IT. Ne lămuresc imediat Iulia și invitatul ei de astăzi, colegul nostru al tuturor, Cosmin Savu, de la emisiunea România I Love You, te iubesc. Bună dimineața! Bună dimineața, dragii mei, bună dimineața! Și din cauza lui, ca să vă spunem, era să ne perturbe traficul în platou. Da, mă rog, bine că lucrez la rutier, am înțeles. Vin ca un iureș. Nu, dar în general pe el îl urmărește poliția și în trafic și trebuie să fie foarte atent. Deci, pe jos. De circulație, deci cu... tu practic ești fugărit în permanență. Și de unul exact. Și de alții. Da, da, da. Dar e foarte chipzuit întotdeauna și astăzi este alături de noi pentru că săptămâna aceasta, la România te iubesc, o să vedem un material foarte interesant în care s-a vorbit și despre semiconductori și despre tot ce se întâmplă acum în lume, dar totul a pornit, cel puțin la noi în țară, din urma unor decizii proaste luate la un moment dat, să spunem? Da, pretextul emisiunii este exact ăsta. Criza mondială a produselor care sunt făcute din materiale rare. Noi suntem o țară care e bogată. E, toată povestea pornește și criza asta mondială de la o lipsă de resurse. China domină. E o listă de metale rare care este folosită în tehnologiile noi, digitale, IT. Tot ceea ce prezinți tu în fiecare dimineață este bazat pe tehnologie din metale rare, pe care România le are. Asta este interesant. Povestea noastră este că suntem stăpânii unor zăcăminte, nu foarte clare, nu foarte clar conturate, dar care au un mare potențial. Uite, o să citesc aici. Am adus o listă. Să facem o lecție de chimie. Sunt pământuri rare și disperse. Astea sunt niște materiale aflate în pământ, care trebuie exploatate, bineînțeles, după criterii de secol 21 de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană suferă foarte mult. Și atunci a definit o listă de materiale critice, care ar trebui să fie folosite în domeniile astea. Și vor să îi susțină, practic, pe oameni să... fac astfel de afaceri, nu? Să exploateze, dar acum să exploateze judicios. Aici este o altă discuție. Pentru că mineritul în România s-a închis. Noi nu mai avem minerit. S-au închis 556 de mine și cariere. Asta în câți ani? În 20 de ani, din anii 97-97. Deci în 98. Anii 80 chiar se acorda mult atenție acestor materiale? Regimul comunist a avut un program foarte clar în ceea ce privește resursele. Pentru că Ceaușescu avea un vis de independență și independență energetică, pentru că vorbim aici și de materiale care sunt folosite în industria energetică. Uraniu, zirconiu, titan, să-i folosea la Cernavodă. Deci noi dacă nu am fi închis toate aceste mine și am fi continuat să avem grijă de ele, în momentul de față am fi putut fi, nu știu, furnizori. Aici este. Zăcămintele astea sunt peste tot în lume. Pământurile rare sunt greu de scos. Într-adevăr, uneori produc și daune de mediu. Și atunci trebuie să ai grijă cum le exploatezi. Uniunea Europeană astăzi suferă, pentru că 94% din pământurile astea rare sunt produse de China. Sunt produse de China, nu neapărat din pământul chinezesc, pentru că China are foarte multe domenii în Africa, foarte multe resurse sunt luate, inclusiv din Europa. Le iau, le prelucrează și vedem, nu, se stă cât un an pentru o mașină astăzi electrică adusă din China. Exact, da. Pentru niște elemente aduse din China, pentru că sunt niște semiconductori, niște elemente care trebuie puse în display-uri, nu? Exact cum am spus și mai devreme, în telefoane, în laptopuri, în absolut tot ce folosim noi și tot ce este conectat cumva la internet. Pe lângă asta, tu ai stat de vorbă cu autoritățile, nu? Ai încercat să afli care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmeze cei care vor să se implice și să schimbe puțin lucrurile, care au fost reacțiile și care sunt șansele ca lucrurile să se schimbe? Ca în majoritatea domeniilor mari ale noastre, ducem lipsă de viziune, de strategie, de oameni inteligenți și pregătiți. E, din păcate, o lipsă acută de astfel de oameni și, din păcate, suferim cu toții. Pentru că, încă o dată, ne întoarcem la subiectul ăsta. Nu avem aceste zăcăminte. Ele trebuie, din nou, verificate, controlate, să vedem, pentru într-adevăr, înainte de 89, anumite metale nu erau valorificate. Exact. Se căuta uraniu, molibden. Producția nu era la fel de mare ca acum. Nimeni nu s-ar fi gândit că peste 30 de ani începe această explozie și o goană după nevoie de materie primă. Uite, Alianța Europeană a Bateriilor
prognozează să construiască în Europa 42 de gigafactories, de fabrici foarte mari de baterii electrice. Wow. Toate fabricile astea au nevoie de resurse. Totul se face din material, din pământ, da? Trebuie extras de undeva. Ok, îl aduci din Africa, îl aduci din China, la niște prețuri și vezi câteodată ești determinat de lanțul ăsta de aprovizionare care se poate întrerupe. Și ce faci atunci? Da, e frustrant că puteau să se facă lucrurile astea și în România. Mulțumim foarte mult, Cosmin. Ne reîntâlnim cu invitatul meu de astăzi și la ora 10 și nu uitați că îl puteți urmări și duminica aceasta la România Te Iubesc de la ora 18, cam fiecare duminică. Perfect, mulțumim!